Bună seara și bine ați revenit în fața micilor ecrane, estimați telespectatori, pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre bugetul municipiului Chișinău, care urmează să fie votat. Vom vedea care sunt până la urmă impedimentele la acest capitol, aceste aspecte, dar și altele. Vom încerca să le abordăm împreună cu Petru Burduja, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și cu domnul Ion Ștefăniță, consilier neafiliat în CMC. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Domnule Burduja, vreau să încep cu dumneavoastră. Se părea că anul trecut carul s-a mișcat din loc și noi, cetățenii municipiului Chișinău, credeam că epopeea se va repeta și anul ăsta. Când zic aceste lucruri, mă refer la faptul că anul trecut s-a reușit, cred că pentru prima dată în 10 ani, ca bugetul pentru municipiul Chișinău să fie votat la vreme. Anul ăsta, care este starea de lucruri? Deci, după cum cunoașteți, într-adevăr, anul 2017, luna decembrie, a fost aprobat bugetul pentru anul 2018. Asta a fost inclusiv și la insistența Partidului Socialiștilor, adică consilierilor din cadrul fracțiunii, deoarece cunoașteți că până la situația anului 2017, bugetul era aprobat provizoriu pentru o decizie sau dispoziția primarului și ulterior el era executat, se venea pe mijloc de an și se șantajau consilierii ca să-l voteze pentru că el este deja în derulare. Și era comod, de fapt, pentru primar, de fapt, această stare de lucru? Nu aș vrea să spun lucrul ăsta, dar el, de fapt, așa și era. Pentru că se derulau proiectele unde erau partinic, aș spune așa, da. Adepte partidului și până la urmă se făcea ce se făcea. Noi am reușit anul trecut și am aprobat bugetul pentru 2018 ca să nu fie stopate acele procese de achiziție, acele procese în derulare, chiar și de finanțări cu destinație specială și de finanțarea proiectelor care au fost propuse de către consilierii din tot Consiliul Municipal. Ce avem anul ăsta? Anul ăsta avem situația în care noi la începutul lunii septembrie am venit cu o petiție către primărie pentru a organiza dezbateri publice la data de 20 septembrie. Ulterior am fost informați că nu este încă directiva Ministerului de Finanțe ceea ce prevede politica bugetară fiscală pentru anul 2019 și s-a solicitat amânarea. Deci respectiv a fost amânat acest lucru pentru mai târziu. Data de 10 octombrie. La 10 octombrie a fost amânat pentru data de 26 octombrie, deci la solicitarea nemijlocită a Direcției Finanțe. Ulterior, la 26 octombrie, deci s-a venit cu o schiță, dacă se poate de spus, de buget, destul de vagă. Destul de vagă, deci unde era, de fapt, prevăzute doar prevederile și modificările politicii bugetare fiscale, care, după câte cunoașteți, ele duc numai la micșorarea capitolului de venituri în bugetul municipal, inclusiv bugetele locale, mă refer. Și altceva nimic. De fapt, o parte din cifre care ar trebui să vină cu destinație specială de la bugetul republican, încă nu sunt prezentate primăriei, de aceea am venit cu propunerea în cadrul zilei de 26 octombrie, ca Direcția Finanță să ne prezinte ei data când vor petrece dezbateri publice pe buget, pentru că avem, iată, împreună și cu colegii, deci avem un șir întreg de petiții colectate pe numele fracțiunilor, pe numele consilierilor nemijlocit, deci unde sunt schițate sau sunt acumulate toate necesitățile sau doleanțele cetățenilor. Ulterior, deci, așteptăm să vedem o schiță de buget și încercăm să venim cu propuneri în includerea acestor proiecte, în măsura posibilităților, desigur. Da. Deci, la ziua de astăzi, practic 1 noiembrie este, iată, ziua de astăzi, când este termenul limită, când autoritatea publică locală trebuie, mai bine zis, executivul autorității publice locale, trebuie să vină cu o propunere de buget pentru anul ce urmează, ca ulterior Consiliul Municipal să-l examineze și să-l aprobe până la data limită, spunem, jumătate decembrie, nu, 25-26 decembrie. Domnule Ștefăniță, iată, aici s-a menționat despre faptul că avem nevoie de dezbateri publice, avem nevoie de o perioadă de timp ca să fie respectată buchea legii. Cum vedeți dumneavoastră, de fapt, jocul ăsta, iau în ghilimele de rigoare, ce ține de bugetul pentru anul 2019?
Cred că sunt norme care trebuie să fie respectate și evident că aceste cifre, acest buget trebuie să fie unul discutat, să fie totuși supus dezbaterilor publice, așa cum se solicită de legislativul local, să fie totul făcut în termen. Respectiv, evident că aici fiecare cetățean trebuie să cunoască care este bugetul municipiului. Unde sunt valorificate banul public, da, și în care domenii sunt direcționate aceste finanțe, da, domenii prioritare, mai puțin importante, dar oricum, orice articol trebuie să, articol de da. Finanțare trebuie să fie, evident, supus dezbaterilor publice. Și evident că aici are dreptate colegul că atunci dacă se anunță o dezbatere publică pe 26 octombrie, trebuie lucrul ăsta să fie respectat. Iar executivul local, la timp, să prezinte acest draft de buget pentru 2019, astfel ca să intrăm în anul financiar 2019 pregătiți. Așa cum am fost și colaborarea care a fost, indiferent de culori politice, eu cred că este un bun rezultat ce s-a făcut atunci în octombrie, noiembrie și până la 22 decembrie, când a fost votat în finit final, în cea de-a doua lectură, buget pentru 2018. Cred că aceeași practică trebuie să o menținem, indiferent de anumite obiecții care le avem chiar și către executiv, noi trebuie să fim punctuali, mai puțin în vorbă și mai multă acțiune și respectiv să trecem la implementarea bugetului, da? Pentru că oricum, chiar dacă am votat acest buget pentru 2018 la timp, eu ca consilier am foarte multe obiecții la valorificarea acestui buget. Pentru că cu adevărat am solicitat și eu mai multe proiecte care să fie finanțate, dar, mă rog, din cauza mai multor probleme, resurse umane care să execute anumite proiecte, aceste proiecte nu au fost realizate totuși la timp. Da? Și eu am dat exemplu, da, înainte de a începe această discuție, pe ceea ce încerc eu să implementez proiecte pilot. De exemplu, acel proiect Chișinău de seară Oraș Luminilor. Da? Da. Un proiect de decizii care l-am inclus pe ordine de zi în februarie 2018, care are și el un buget, un grup de lucru care trebuia să fie creat, un caiet de sarcini care trebuia să fie creat și acest lucru s-a întâmplat doar acum în octombrie, la ședința din octombrie. Deci, acest proiect decis, de fapt, este hârtie de turnisol care a arătat, totuși, vreau să recunosc, că cât de prost lucrează Consiliul Municipal Chișinău. Deci noi, aleșii locali, trebuie să recunosc acest lucru, da? Pentru că a fost permanent ordine de zi trimis spre reexaminare și acest subiect, acest proiect de decizie a ajuns până în luna octombrie. Ori eu până la luna octombrie deja trebuiau să fie cel puțin două proiecte realizate, conform planificării bugetare. Da. Un alt proiect, da, chiar și cu, hai să dăm exemplu cu licitarea autobuse, da? Pietru, tu ești membru acestei comisii, da? Iată, din anumite considerente, acești bani au rămas nevalorificați până la ziua de azi. Da, eu chiar vreau să vă întreb legat de această problemă. Să atrag atenția asupra două aspecte destul de importante, după părerea noastră. Deci, în primul rând, da, desigur, fiecare fracțiune și are opțiunile sale politice, angajamentele sale, dacă se poate spus, dar însăși, în quorum, când ne adunăm la ședințele Consiliului, desigur, ar fi bine ca, nu ar fi bine, adică sunt și momente când noi găsim acel miez care ne unește în interesul orășanului. Da, și aici este vorba și de proiectul colegului care l-a nominalizat, Chișinău de seară, este vorba și de proiectul autobuse, și de proiectul cu destinație specială, cum am vorbit, deci cum a fost terenuri de joacă și terenuri sportive, și de proiectul odihnii în taberele de odihnă și multe, multe alte proiecte care și-au găsit loc în bugetul pe 2018. Și doi, puțin o să îmi cer scuze de la coleg. Consiliul Municipal și-a făcut meseria bine mersi la sfârșitul anului 2017, a aprobat bugetul pentru anul ce urmează. Organul executiv, de fapt, este cel care nu și-a făcut lucru cu bună seamă și nu a fortificat forțele ca să găsească toate posibilitățile de să realizeze cele proiecte care au fost incluse. Și aici fac referire nemijlocit și la procesul de achiziție a autobuselor, care iată acum pe 7 noiembrie o să aibă loc o ulterioară licitație, dacă, deci la propriu zis. Noi avem alte situații, când, de exemplu, chiar ieri în cadrul Comisiei pe Buget am examinat
proiect de decizie cu privire la odihna copiilor în taberele de vară. Și acolo se prezintă în cadrul anexelor pronosticul copiilor care se vor odihni. Stați puțin. Deci se vine în luna noiembrie cu un asemenea proiect, când el trebuia să vină în luna februarie. Și aici este problema că, da, fără dor și poate, proiectul ăsta a fost tergiversat și vorbim de Chișinău, de Sară, din mai multe considerente. Până la urmă, bine mersi și slavă Domnului că el a fost aprobat. Este un proiect foarte important. Un alt exemplu, aduci domnul Burduja. Dar, Strada Creangă. Dar vorbim de organul executiv și Strada Creangă și procurarea autobuselor. Și chiar și proiectele sociale cu destinație specială care au venit la inițiativa fracțiunii noastre, ele au început să fie în derulare abia în august, când deja, iată, uitați-vă, luna noiembrie, practic nu avem, intrăm în iarnă, când obiectele astea trebuie să fie început încă luna mai. Bugetul a fost aprobat la început de an, deja el era practic absolut funcționabil pentru organul executiv. Iată, aici ar trebui să punem accentele de a fortifica activitatea organului executiv. Eu totuși aș spune că deci sunt foarte multe carențe la executarea atribuțiilor tuturor direcțiilor care din cadrul primăriei. Domnul Ștefăniță, evident că ceea ce ați remarcat dumneavoastră legat de proiectul Chișinău de Seară are o însemnătate incontestabilă până la urmă pentru cetățeni, dar oamenii care merg, bănuiesc pe fiecare, în fiecare zi pe stradă, se întreabă când vom avea străzi bune, când vom avea mijloace de transport ca să ajungem la serviciu fără probleme, parcări, când vom avea pentru automobile. Toate lucrurile astea oarecum în bugetul pentru anul 2019 se prognozează o sumă mai mare de bani la capitolul reparații capitale și așa mai departe. Cu adevărat, Chișinăul nostru, la situația care este astăzi, el are nevoie de câte mai multe proiecte pilot de amenajare, de reabilitare a cartierului. Și eu pornesc de aici, din centrul istoric. Un proiect pilot pe care eu țin să-l realizez și sper eu să am susținerea și în 2019 a colegilor, este reabilitarea unui cartier din zona istorică. Da? Mă refer strada Sfatul Țării cu Gălnicianu, Cebotari și Șciusev. Iată, vreau ca acest proiect pilot să fie susținut și realizat în tocmai conform planificării în 2019. Deja noi am început elaborarea proiectului de execuție acum în 2018, da, împreună cu Direcția Transport, și vreau ca acest proiect să fie un model. Deci Chișinău are nevoie de cât mai multe proiecte de amenajare, reabilitare urbană, da, scoaruri, parcuri, și acest lucru se va întâmpla în 2019 prin obiectivele care le-am fixat și sper eu să am susținerea de la stânga la dreapta pe toate aceste proiecte, care vor fi un model. Cu adevărat, eu sper că anul 2019 să fie un an al schimbării pentru tot ce înseamnă reabilitare urbană, respectiv să asigurăm confort urban. Evident că sper eu să fie, cu Doamne ajută, licitația din 7 noiembrie, da? Cu adevărat să avem toate ofertele necesare, astfel ca să selectăm cel mai bun agent economic care va asigura confortul în transportul public urban. Cele 50 de autobuse care noi trebuie să le achiziționăm, să asigure un confort în plus, da? Tichetarea electronică, care încă un proiect nu care are barbă, cred că. Da, este de 2 ani de zile deja, care tot în comisie sau în orice caz nu s-a pornit încă tot ce înseamnă tichetarea electronică. Deci am dat doar iarăși două exemple care încă sunt în derulare, dar care concret cetadinul încă nu le-a simțit, da, în realizarea lor. Mai sunt multe. Dar ce se întâmplă cu aceste proiecte? Iată, spre exemplu, Strada Creangă, spun o cauză, ați pomenit dumneavoastră. Vă spun o cauză atunci când apare problema cu valorificarea la timp. O problemă este resursa umană. Deci, în fiecare direcție, în executiv, noi avem locuri vacante multe. La finanțe, din 85 de locuri în statele de personal, noi 25% sunt locuri vacante. În Direcție Generală Arhitectură, Urbanism, Relații Funciare, da, 25% sunt vacante. Deci noi avem nevoie de specialiști, da? De specialiști buni, bine formați, care ar implementa toate proiectele astea. Deci aici este o problemă cu resursa umană la nivel de municipiu. Și aici dau dreptate anumitor șef direcții să spună că cine se va ocupa. Și evident că noi trebuie să recrutăm. Când se anunță concursul, nu vine nimeni să participe, da? Specialiști ca tare în rețele, văd eu, sau în mediul urban, în discuțiile publice, sunt mulți, dar când se vină să lucreze la buget, cam nimeni nu vine.
Și eu aș vrea ca toți cei care se declară mari specialiști să vină să pună umărul, da? Să împreună să reabilităm spațiile publice, împreună să implementăm aceste proiecte pilot care vor asigura confortul urban în Chișinău. Domnul Burdoja, vă rog, v-ați făcut câteva notițe. Eu mi-am notat câteva momente. Deci, ce ține? În primul rând, când vorbim de ce nu se execută propriu zis proiectele care au fost fixate. Dacă e să luăm, de exemplu, reparația drumurilor, da? Deci pentru anul 2018 în bugetul municipal a fost inclus un capitol aparte, delegarea serviciilor de întreținere a drumurilor întreprinderii municipale Exdrupo. Ce s-a întâmplat de faptul că Exdrupo nu și-a îndeplinit atribuțiile? Deci s-a primit așa că ultimii 10 ani de zile se efectuau tendere prin diferite scheme. Tenderele astea plecau inclusiv și la companii străine. Exdrupo, ca întreprindere municipală, rămânea fără volume de lucru, fapt ce nu i-a permis să-și mențină capacitățile sale întru totul concurențiale cu ceilalți agenți economici care efectuau lucrările. Anul ăsta ei s-au pomenit că de fapt au volume, au finanțare, nu au forță de muncă și să execute lucrările. Dacă vorbim la capitolul de autobuse, propriu zis, noi am avut situația prima achiziție publică care a avut loc încă în vară, nu s-a înregistrat niciun cumpărător. A doua achiziție publică s-a înregistrat un cumpărător, dar însăși documentele nu erau tot pachetul de documente. Rămâne să vedem ce e pe 7 noiembrie. Deci aici iarăși apar întrebări, de ce nu s-au înregistrat ofertanțe? Ele sunt și de ordin managerial, și de ordin financiar, și de ordin tehnic până la urmă. Când vorbim de implementarea proiectelor propriu-zis, deci de fapt, dacă ne-am întâlnit pe tema bugetului, deci de fapt noi vorbim doar de capitolul cheltuieli. Eu aș face o referire mai separată și de capitolul venituri, adică valorificarea potențialului și economic și financiar al municipiului Chișinău. Și aici, o să fac referire că ceea ce ține de dezordine care este totală în domeniul achizițiilor. Deci, practic, la noi nu este axat principiul de economie în achiziții. Totalmente lipsește acest spirit. Doi, nu sunt valorificate la maxim potențialul economic al orașului. Dacă, de exemplu, să facem o simplă paralelă între alte orașe, de exemplu. Alte orașe îți valorifică potențialul de parcare, deci ca venituri în bugetul municipal. De asemenea, în alte orașe sunt foarte bine chipzuite crearea parcurilor economice. Eu vorbesc aici, deci crearea, hai să spunem așa, unor condiții prielnice pentru dezvoltarea business-ului mic și mijlociu. Vorbesc de zonele industriale, unde sunt concentrate și investițiile de nivel municipal. Vorbim și de potențialul parteneriatului public-privat. Pentru că noi avem un șir întreg de obiecte care ar putea să ne dăie maximal venituri în bugetul municipal. Și dacă vorbim, de exemplu, de aceleși autostrade, noi avem practica orașelor unde se... Hai bine, avem țări unde sunt porțiuni de drum, da, pe care sunt întreținute de agenții economici și valorificat potențialul. Avem țări întregi unde participă business-ul, participă în construcția podurilor. Da, eu înțeleg că sunt impuse anumite taxe și mai departe, dar este mai confortabil pentru orășan utilizarea propriu-zis a logisticii, să spunem, drumurilor sau chiar și aceiași logistici de parcare și multe, multe altele. Domnul Burdoja, eu cred că aici... Avem o lipsă totală de transparență în evidența, controlul și colectarea taxelor. A noi se primește așa că la capitolul venituri stabilim taxele. Cum le stabilim? Copy-paste de anul precedent. De exemplu, dacă vorbim și de acea taxă de publicitate, acea taxă de piață și așa mai departe. Nu este o... Deci se primește că Consiliul Municipal aprobă taxele, Inspectoratul Fiscal, pe de altă parte, le colectează prin dările de seamă prezentate de agenții economici. Nimeni nu are nicio tangență unul cu altul. Deci, este o structură care nu se supune Consiliul Municipal și invers, Consiliul Municipal nu se supune Ministerul de Finanțe, bună oară. De ce noi avem o asemenea situație că nu există o conlucrare
inclusiv și la colectarea taxelor. Adică nu este o inventariere a taxelor, dar care este potențialul maxim acestor taxe? Este corect ce spuneți, domnul Burduja, dar noi mai ratăm anumite venituri, da, și cele 1600 de proiecte de decizii care stau în așteptare a fi votate de Consiliul Județean Chișinău, este o ratare a acestor venituri. Deci, contractele de arendă, locațiuni care nu sunt aprobate de Consiliul Județean Chișinău. Deci, eu cred că lucrurile astea trebuie să fie votate. Dar există votate. O transparență la aceste aspecte? Nu. Bine, eu cred că juriștii de la fracțiunea PSRM au verificat în minuțios fiecare proiect decis, fiecare contract de locațiuni și este acest businessul mic care trebuie să se realizeze în urba noastră. Da? Deci sunt agenții economici concreți, da, cu o cerere concret către municipalitate și respectiv noi le ratăm aceste venituri. Da? Este vorba de anumite acumulări care pot să se realizeze și să, respectiv acești bani să fie redirecționate mai departe pe proiectele care își fixează municipalitatea. Și de fiecare dată am spus că tot ce înseamnă chiar și privatizări și funciare, care sunt persoane fizice care vor să-și privatizeze zona de acent în fața porții, da, pentru folosință, pentru îngrijire. Da. Și de ce nu? El are dreptul. Dreptul civil e sigur lucrul ăsta. Și el este gata să plătească și la preț normativ și comercial. Noi ratăm aceste venituri, domnul Burduja. Da? Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Eu trebuie să le facem la timp. Și da? Dacă îmi dați voie, da, să vă spun, deci, care este părerea referitor, da, la subiectul. Eu cred că acestea, să nu creăm o sperietoare pe aceste funciare, da? Dar totodată, eu mă bucur că acum la început de octombrie s-a votat și că trebuie să fie realizate licitațiile funciare. Da? În sfârșit, nu voi da citire agentului economic, dar el a câștigat corect licitația pentru desfășurarea licitațiilor și funciare și spațiilor, da, nelocative. Sper eu, în urma acestor licitații, să vină venituri în bugetul orașului. Da? Așa cum s-a întâmplat anterior, trebuie să revenim la aceste practici. Eu mi-aduc aminte, vreo 60 de milioane de lei au fost acumulate prin licitații, a doar o suprafață mică de terenuri, dar care a venit 60 ceva de milioane de lei. Deci eu cred că se poate reveni la această practică, da? Prin licitații și respectiv să facem acumulări la buget. Și agentul economic să știe din stat că el a achiziționat corect, transparent, a achitat în caznaua urbii și respectiv și realizează business planul la noi acasă. Adică, da, domn Burduș, punctul dumneavoastră de vedere. Noi de fiecare dată suntem învinuiți pentru faptul că nu votăm pentru proiectele locațiune, funciare și așa mai departe. Deci, ca exemplu, regulamentul privind vânzarea prin licitație a dreptului de arendă la bunurile imobile a fost aprobat în anul 2017. Eu personal am făcut pe numele primării 3 petiții prin care am solicitat de urgență executarea regulamentului și punerea în acțiune a deciziei Consiliului Municipal. S-a făcut lucrul ăsta abia acum în septembrie, da? Când s-a venit în Consiliul Municipal, aprobarea contractului cu compania care a câștigat licitația pentru organizarea acestui exercițiu propriu-zis, adică vânzarea de licitație. Spuneți, rog, dar de ce cum în septembrie și nu s-a făcut în ianuarie lucrul ăsta? Unul la mână. Doi, atunci când vorbim de votarea proiectelor în Consiliul Municipal, dacă este deja regulament și pe funciare și pe locațiunea bunurilor imobile, doar știți, la ultima ședință noi am avut cel puțin 3 cazuri, eu le cunosc în sectorul Ciocana, unde sunt încălcări ale legislației din punct de vedere a proiectelor astea care au fost aduse Consiliului spre examinare. Deci o să fac referire și la stadionul de la Ciocana, unde s-a intrat cu o porțiune de teren în parc și pe teritoriul bisericii. Avem și în sectorul Mircea cel Bătrân, de asemenea, unde este o porțiune deja unde proiectul este din 2015, astăzi deja avem construcție nouă, el deja nu mai este actual. El de fiecare dată este împins Consiliul spre examinare. Eu am menționat din și mai avem, da, în inima Ciocanii fel de fel de parcări, fel de fel de terenuri, unde tot s-a venit și, bine, slavă Domnului că s-a aprobat expunerea la licitație, dar nimeni nu este garantat că în aceste proiecte, deci, da, noi suntem pentru. Când este vorba de teren sub locuință și am solicitat de mai multe ori administrației primăriei să selecteze. Deci proiectele propriu zis care se referă la locuințe și terenul aferent lor, nu e nicio problemă, noi suntem gata să le examinăm și le spunem votării. Dar când este vorba că printre aceste proiecte nimeresc și altele,
Noi este mare problemă. Deci trebuie să fie o transparență. Eu consider că trebuie să ținem cont de plângerile care vin, petițiile care vin de la cetățeni, care le primesc zi de zi, da, prin neprelungirea contractelor de arendă, de locațiuni. Ori noi ne-am, și în campanie electorală, am spus că noi venim în serviciu cetățeanilor, în serviciu cetădinilor. Respectiv, acești cetățeni care au decis să rămână acasă, da, creează locuri de muncă aici acasă, noi trebuie să fim în serviciul lor. A fost aprobat, să fim în comunicare cu ei. Domnul Ștefăniță, deci, eu consider că noi trebuie să avem un principiu al politicii poarta deschisă, da? Și pentru toți agenții economici care vor să investească în acest oraș, noi trebuie să îi susținem. Cu regret nu au fost sunuți cei care ești din România, care doreau să investească aici, să reabiliteze o zonă care e zonă moartă. Cu regret, atunci, pe 22 decembrie, nu a acumulat numărul de voturi. Dar vorbesc de un agent economic. Atunci când vorbim de dezvoltarea business-ului la nivel de Chișinău, trebuie să existe un plan strategic din partea Direcției Economiei, Reforme și Relații Patrimoniale privind opțiunile strategice de dezvoltare a orașului. Adică selectarea zonală, selectarea investițională și așa mai departe, existența centrului. Domnul Burduja, dar eu nu știu când va fi acest plan, dar noi ratăm anumite investiții care... Dorința executării acestui plan și duce la corupție. Pe 22 decembrie 2017, când am discutat și bugetul, a fost pe ordine de zi și un alt proiect decizii care un agent economic dorea să investească 20 de milioane de euro, da, într-o afacere comercială în zona, de exemplu, Ismail 99. Unde este punct mort pentru urba noastră. Deci de 25 de ani de zile acolo nu se mișcă nimic. Stau 20 clădiri ruinate. Se dorea un centru comercial. De ce nu? Este la periferie, așa spunem, centrului istoric. Unde se putea de creat locuri de muncă, se putea de reabilitat Lunca Bâcului în zona dată, da, și se pornea ceva. Eu vreau să vorbim despre deficitul bugetar. Deficitul este mare. Ce preconizați? Pentru că, iată, domnul primar interimar Codreanu spunea că în viziunea dânsului vom avea 400 de milioane de lei. Așa a fost și în 2018. Dacă să dea domnul și 400 ceva de milioane. Să nu fie mai mult, da? Da. Deci, întrebarea de fapt este că deficitul bugetar pentru 2018 a fost de 290 de milioane. Adică circa 300 de milioane, da. Sursele de acoperire a acestui deficit bugetar au fost din contul mijloacelor financiare împrumutate, atât interne cât și externe. Care va fi situația pentru 2019? Nu în zadar noi insistăm să ne se prezinte o schiță de buget pentru 2019 ca să vedem care sunt pronosticurile, să spunem, să putem poate ceva să anticipăm până la executarea nivelului, adică până la data de 1 ianuarie anului 2019. Bine, nu degeaba am făcut referire la capitolul venituri. Deci, cu cât mai tare vom valorifica potențialul veniturilor, cu atât deficitul bugetar va fi mai mic. Și aici fac referire la ceea că, într-adevăr, din numele consilierilor, din numele cetățenilor, solicitările sunt destul de mari. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta că este necesar să înfăptuim acele solicitări, mai ales care necesită a fi executate imediat. Și aici o să ne referim și la întreținerea drumurilor, aici o să ne referim și la întreținerea școlilor, grădiniților, instituțiilor medicale și așa mai departe. Nu în cele din urmă e vorba de cele proiecte sociale care astăzi sunt în derulare în 2018 și vrem să vedem, să le revedem și în 2019, să aibă continuitate, pentru că ele de fapt sunt pentru persoanele social vulnerabile, persoanele care au de fapt o nevoie de ele. Da. Ce ține la capitolul achiziții publice este o rezervă. Ce ține la capitolul taxe locale este o rezervă pentru completarea activului, veniturilor bugetului. Iată, vroiam să întreb pe domnul Ștefăniță. Noi valorificăm la maxim ceea ce se numește potențialul veniturilor? Nu, dar dacă... Da. Eu am menționat despre licitațiile care trebuie să fie organizate. Șansa noastră este să dăm deficitul în jos, este prin licitații. Da? Deci aici, eu cred că la maximum acest agent economic care a fost selectat prețul. Acum în 2018, în primăvară, și care de mult trebuia să se apuce de lucru, dar, mă rog, executivul l-a frânat. Da? Eu la sper ce că... caz vă referiți, domnul Ștefăniță? Pentru că ele au fost... Mai multe. Noi vorbim nu știu, eu am fost implicat proiecte... într-o comisie pentru selectarea unui agent economic. S-a făcut licitarea care? Pentru organizarea licitațiilor, da? Da. Și a câștigat Prime Capital Imobil, da? Ca să nu facem publicitate. Eu am spus, da, dacă nu pot să fac știri, dar acum el va fi responsabil pentru organizarea licitațiilor.
Și mă bazez că aceste licitații vor aduce un venit la buget și respectiv va da și acest deficit bugetar în jos. Domnule ministru, dar gospodărie nu poate fi prosperă pe împrumuturi și pe, nu știu... De ce? Eu vă contrazic, domnul Mădan. Eu îmi place să respir cu istoria, da? Și vă dau un exemplu la cel care a rămas în istoria Chișinăului ca cel mai bun manager, da? Carol Schmidt. Acest manager, acest primar, care a venit într-o administrație cu datorii. Da. Era un dezastru în orașul ăsta, la 1877. Într-un an jumătate, acest manager a reușit să evalueze toate bunurile pe teritoriul municipiului. Și funciare, și ca imobile. De la o administrație cu datorii, în cel de-al doilea mandat, în 5 ani de zile, el a ajuns la o administrație în care primăria avea și profituri. Respectiv, tot acest profit îl investea în pavarea drumurilor, în sistem de apeduct și canalizare. Deci, în scurt timp, dar a reușit acest primar, da. Carol Schmidt, să consolideze mai întâi o echipă. A evaluat toate activele de pe teritoriul urbii, respectiv a adus o primărie care deja înregistra profituri și respectiv investea în... Eu cred că cei care ne vizionează chiar își doresc să întâmple lucrul ăsta și în municipii și în o perioadă relativ scurtă. Eu vă spun, nu sunt mărturile lui Ștefăniț, sunt documentele de arhivă care ne vorbesc lucrul ăsta. Dar aici, noi dacă ne-am uitat istoric, dar pe ultimii 7-10 ani, apoi să vedeți că în fiecare an Curtea de Conturi vine cu recomandări destul de stricte. Efectuarea inventarierii potențialului funciar al primăriei municipiului Chișinău, efectuarea inventarierii și formarea listei pentru încăperile pasibile dării în locațiuni. Și noi azi nu avem un registru clar de obiecte funciare care vor fi expuse la licitație, nu avem clar o listă electronică, publică pentru toți cetățenii, de bunuri pasibile imobile, mă refer, și atunci nu sunt întrebări. Eu am înțeles că acest repertoriu se pregătește. Piața, când îi se oferă un anumit teren, deci participanții formează prețul, dar municipalitatea doar câștigă din asta, pentru că prețul doar crește. Apar 2-3 cointeresați în procurarea unui teren sau a unui bun imobil, atunci ei, între ei, făcând concurență, deci ei ridică prețul. Interesul municipalității este maximal. Eu sper că această regulă de joc... De dacă se poate să-mi spun ideea până la sfârșit... Da. Mai departe, când vorbim de transparentizarea proiectelor decizii ce țin funciare, deci la noi cum se primește? Agentul economic a văzut un teren acolo, simplu, a venit și l-a controlat la direcția funciară, e posibil de luat, sunt rețele, nu sunt rețele, hai să ne ducem mai departe. Și apoi merge și ajunge în Consiliu, trebuie să-l votați, că e proiect important și asta. Băi, oameni buni, dar de ce noi să nu-l facem public? Printr-o licitație și oamenii să vină să participe toți doritorii, pentru că eu sunt sigur că la un teren sau la altul sunt minimum 10-100 de doritori care să participe. Absolut de rog. Ceea ce vreau să dar spun, noi regula avem situații de când ne se dă proiectul de decizie, ia că nu l-ați votat, voi ați eșuat un venit de atâtea investiții și așa mai departe. Dar de ce nu am făcut noi public lucrul ăsta? Ca să vină 10 ofertanți investitori de psihotare să participe, de exemplu, același proiect de pe Ismail care vorbesc de asta. Dar a venit numai unul și noi pe cela nu l-am acceptat. Fix așa s-a întâmplat la noi și cu licitațiile pentru drumuri și așa mai departe. Nu știu de ce câștigau permanent companiile doar din, eu, fără nicio... Rea intenție, dar companiile de România, nu știu de ce câștigau toate tenderile pe reparația drumurilor în Chișinău. Nu știu, eu am făcut trimiteri, ca anterior se făceau licitații și doar din 3 hectare s-au acumulat vreo 60 milioane de lei. Vă închipuiți 60 milioane. Această practică, dacă dar haideți să ridicăm proiectul decizii care au fost trecute prin Consiliu în ultimii 2-3 ani de zile și o să vedeți că ele au trecut prin proiecte de decizii și noi avem cazul Valea Morilor, care a fost dat cu 300 de mii de lei sau nu mai țin minte. Da, acolo a fost arendă și pe urmă s-a dat asociație ProfiSport, dar eu ulterior apare 3 din nouă ca 300 de mii de euro. Nu, aici e dezinformare, domnul Bărdoja. Nu a ajuns pe 3 din nouă. Nu. Poate, dar nu este un terenul cel. Este un proiect care a fost votat Valea Morilor, centru de agrement, ceva... Nu. Eu știu că am fost criticat pe proiectul ăsta. Decizii cu ProfiSportul, da, care urmează să construiască un complex sportiv, da, sunt și de agrement. Sunt gata să vă prezint materialele astea. Da, dar nu a apărut niciodată în pe nou sau unii spuneți. El a apărut în vânzare ca proiect investițional deja pentru casă. Aceasta a fost o dezinformare, așa cum de obicei apare. Dezinformare. Dezinformare, nu. La lacul Valea Morilor, noi știți foarte bine cazul ăsta. Eu nu știu.
ca să noi, dau o claritate. În permanență voi susține toate proiectele de decizii, tot ce vine pe sport, cultură, în preajma parcului, sportul și agrementul se integrează ca construcții. Vorbesc ca construcții pentru sport. Azi suntem pe buget, haideți să vorbim pe buget. Păi nu, aici tot e bugetul ăsta, tot ce înseamnă licitație funciară, tot e buget. Da. Dar noi vom prezenta acest proiect. Nicio problemă. Eu vreau, mai avem cred că vreo 10 minute la dispoziție în cadrul acestei emisiuni, să vedem care proiectele consideră prioritare, spre exemplu, pentru anul 2019 fracțiunea PSRM și după aceea o să vreau și punctul de vedere a domnului Ștefăniță. Chișinău are un noi an de probleme și când zic lucrul ăsta nu inventez acum bicicleta, începând, ziceam, de la transportul public și cred cu instituțiile de învățământ preșcolar care rămân și ele cu o serie de probleme. Deci, fără doar și poate, în proiectul bugetul 2019 noi am dorit ca să se regăsească proiectele care au, să aibă o continuitate proiectele din 2017. Desigur că aici aș face referire și la cele proiecte cu destinație specială care au fost, deci amenajarea ogrăzilor, terenul fitness workout, terenul de joacă, reparația drumurilor și așa mai departe. Deci noi vrea ele să se regăsească. În cele de urmă aș vrea să fac referire și la cele proiecte sociale care au fost aprobate în Consiliul Municipal, cum ar fi ajutor material unic pentru profesori la 1 septembrie, ajutor material unic pentru copiii din subfamilii social vulnerabile pentru 1 septembrie. Vorbim de ajutor pentru pătrurile social vulnerabile, invalizi, aici o să fac referire și la slab văzători, deci și tonometri și multe, multe alte lucruri care vrem, nu vrem, dar așa ne-am pomenit la ziua de astăzi că trebuie să ajutăm numai decât aceste pături ale societății. Însă ar fi foarte bine să se regăsească și careva alte proiecte noi. Eu iarăși o să fac referire care chiar gândindu-ne prin prisma completării sursei de venituri la buget, ar putea apărea idee și de proiecte noi, cum ar fi parcările, cum ar fi dezvoltarea unor rețele de drumuri noi pe teritoriul municipiului. Dar trebuie de lucrat. Nu în cele de urmă vreau să fac referire că, conform politicii bugetare fiscale din pentru anul 2019, trebuie să recunoaștem că veniturile bugetului vor scădea și anume din cotii unici de impozitare la impozitul persoane fizice, deci care va fi deja de 12%, pentru că până acum era de 18%. Majorarea scutirii anuale pentru persoanele fizice, anularea, începând cu 1 ianuarie, a posibilității desfășurării de către persoane fizice, cetățenii, activități în domeniul comerțului comunal, da, și multe, multe alte subiecte care, de fapt, ele sunt prielnice pentru cetățeni, dar asta va afecta cu capitolul de venituri al bugetului. Trebuie să sesizăm lucrul ăsta și să găsim alte surse de venituri care să completăm până la urmă capitolul de venituri. Nu trebuie să uităm că bugetul, deși pentru anul 2018, de exemplu, dacă el a fost la capitolul de venituri de 3.758.000.000, 1.279.000.000 a fost din contul persoanelor fizice, deci impozitarea persoanelor fizice. O sumă destul de colosală. Este o sumă destul de colosală, adică o treime din bugetul municipal. Da. Domn Ștefăniță, proiectele și în același context vreau să vă întreb. Verifică cineva calitatea implementării acestor proiecte? Când zic lucrul ăsta, mă refer chiar la ceea ce este legat de drumuri, pentru că în cadrul emisiunii anterioare discutam despre drumuri care interminabil sunt reparate în municipiul Chișinău, dar și alte domenii. Cred că dumneavoastră, în calitate de consilier, v-ați ciocnit cu asemenea probleme. Da, dacă luăm Bulevardul Ștefan cel Mare, noi vedem calitatea realizării acestui proiect și deja avem un bulevard deformat și este regretabil că acest lucru se vede după un an de exploatare acestui bulevard, da? Și toți suntem martori la aceste denivelări, da? Le vedem cel mai mult în stațiile de transport public, da? Cum a degradat acest bulevard. Deci, eu cred că cel care a executat aceste lucrări este termen de garanție și el trebuie să execute, să lichideze aceste neajunsuri și aceste obiecții care au apărut. Dar eu vreau să vă spun că totuși am dat întrebarea care sunt prioritățile ca consilier. Eu sunt într-al patrulea an de mandat, în ultimul, da? Vreau ca
să avansăm pe tot ce înseamnă regula de joc la nivel urbanistic, da? Planul urbanistic general, care totuși trebuie să facem un pas înainte spre a fi reactualizat. Deci, a durat puțin cu schema de transport până a fi aprobată pentru fluidizarea traficului și tot ce înseamnă transport public urban. Nu putea fi reactualizat PUG-ul până când nu se aproba schema de transport. Dar există vreau premize să avansăm... reale să credem că se va întâmpla în acest an? Există premize reale să credem? Nu, eu vreau ca să fie o planificare bugetară pentru reactualizarea planului urbanistic general. Anumite neajunsuri din acest punct să fie lichidate, respectiv să avansăm până la planul urbanistic zonal, planurile urbanistice zonale, pentru toate sectoarele. Să fie un pas înainte. Da? Îmi doresc regula de joc să fie clară pentru toți, da? Pentru persoane fizice, juridice, autorități publice locale, deci executivul local, legislativ, toți avem această regulă de joc respectată. Deci atunci când PUG-ul va fi ca regulă de joc, atunci va fi ordine în urba noastră. De asta eu am fost motivația mea din 2015, respectiv merg pe același obiectiv ca să avansăm și respectiv să realizăm acest obiectiv. Mai departe, probleme de transport. Da, iată, sper eu, da. Licitația să fie cu rezultat, să asigurăm cetățenilor un transport confortabil. Parcările. Deci aici trebuie să cu adevărat să revenim la un business plan, astfel ca, așa cum este practicat la nivel european, în orașele europene, parcări cu plată. Să fie, dar să fie, să vină în bugetul primăriei. Da? Eu aș vrea ca totuși să fie o întreprindere municipală și tot lucrul ăsta să fie transparent, corect, așa cum le vedem în Viena, Belgia și alte orașe europene. Mai departe, cu da. Amenajările, pentru că am spus că este o prioritate, amenajările și patrimoniul. Este domeniul care domeniul 1 de bază. Vreau să avansăm pe reabilitare urbană, centru istoric, care trebuie să cunoască o finanțare, da, și din municipiu. Respectiv, Agenția Municipală pentru Patrimoniu și Turism, pe care noi am votat-o pe 22 decembrie 2017, vreau să edificăm această structură și acest potențial care rămâne nevalorificat, tot ce înseamnă centru istoric, patrimoniul său, da, cele 186 de cartiere, pas cu pas să fie reabilitate. Da. Și orașul cu adevărat să fie demn să-și primească oaspeții. Domn Burdoja, pe final de emisiune, vreau să vă întreb, iată ce urmează din punct de vedere al etapelor caracteristice pentru a adopta bugetul. Avem nevoie de această discuție publică și respectiv acord practic aceeași întrebare. Există premize reale ca să credem că până la anul nou vom avea buget? Vom intra în 2019 cu bugetul aprobat? Nu, fracțiunea noastră, noi nici nu vrem să ne gândim că el nu va fi aprobat până la 1 ianuarie. Da, ați discutat colegii din celelalte fracțiuni? Uitați-vă, deci noi chiar ieri în cadrul Comisiei pe Economie și Buget am avut în ordine de zi fixat acest subiect, nu știu ce executivul l-a retras înainte de comisie, dar sper foarte mult că aceste dezbateri 100% vor avea loc și în timpul rezonabil ca el să fie discutat cu societatea civilă în primul rând. Lucrul ăsta, de ce noi solicităm? Ca el să fie transparentizat 100%, ca cetățenii să știe unde ne mișcăm, deci, și care este direcția ca mod de dezvoltare. 100% că planul urbanistic al orașului ăsta ar dispărea toate întrebările ce țin de proiect decizii funciare și mai departe neclare, pentru că acolo sunt stabilite regulile de joc pentru tot orașul. Cel mai tare ce ne dorim noi este să găsim un Consiliu Municipal acel miez care să ne unească în favoarea proiectelor care sunt în interesele orașenilor. Indiferent de opțiunile politice și de acele angajamente care le au fiecare consilier, că oricum ei le au față de cetățeni. De aceea, lăsând ambițiile într-o parte, da, domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni, vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii Reflector Analitic de astăzi. Vă așteptăm în fiecare marți și joi în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic. Rămâneți alături de noi! Are.